Trei volume de carte despre echipa de fotbal a Universității Cluj vor fi lansate în această seară cu ocazia evenimentului în cadrul căruia vor fi prezentați jucătorii clubului. Autorii celor trei cărți sunt istoricul Gheorghe Ibodea și caricaturistul Virgil Tomuleț, iar lucrările vor putea fi achiziționate din Piața Unirii. Suporterii Universității Cluj vor avea parte de mai multe surprize pregătite de oficialii clubului în această seară în Piața Unirii. Șepcile roșii își vor prezenta în fața suporterilor lotul de jucători cu care vor aborda sezonul 2011-2012 a ligii întâi. Cu acest prilej vor fi lansate trei noi volume de carte semnate de istoricul Gheorghe Ibodea și caricaturistul Virgil Tomuleț, a anunțat site-ul ucluj.ro. Primul volum, intitulat Bine ați venit acasă, se referă la echipa universității care a promovat în Liga 1 în vara lui 2010, iar al doilea volum, Optarii, prezintă jucătorii din echipa clujană care s-au clasat pe locul 8 la finalul sezonului trecut în Liga 1. Cea de-a treia lucrare, U1919-2011, este un volum ce cuprinde caricaturi cu cele mai importante personalități ale clubului ardelean în cei 92 de ani de existență realizate de Virgil Tomuleț.